Vă invit să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu din Psaltire, ultimul psalm, psalmul 150 în traducerea Cornilescu. E o chemare la glorifica numele lui Dumnezeu, o chemare la a-i aduce slavă singurului care merită să fie lăudat în vecii vecilor. Psalmul 150, lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu aleuta și harpa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În seara aceasta, ca de altfel și de dimineață, ne preocupă subiectul acesta al închinării, în mod special al glorificării numelui lui Dumnezeu. Suntem în Psaltire. Psaltirea este cartea tuturor stărilor sufletești. Nu e stare sufletească pe care să noi identificăm într-unul sau vreunul din psalmii pe care avem în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul întâi este acel psalm care vorbește despre fericirea omului și condiționează cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne arată faptul că fericirea este posibilă și spunem aleluia și lăudați să fie numele Domnului, pentru că fericirea este posibilă, dar așa cum învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, fericirea, cu toate că este posibilă, fericirea aceasta este condiționată și înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că cel care înțelege și împlinește psalmul întâi, cu siguranță va încheia lăudându-L pe Dumnezeu. Ceea ce face psalmul 150 este să concluzioneze psaltirea aceasta lăudând numele lui Dumnezeu. Face parte din grupul psalmilor aleluia, a psalmilor care laudă pe Dumnezeu și care ne cheamă și care ne invită să îl glorificăm pe Dumnezeu. Dacă vă uitați în finalul psaltirii de la psalmul 146, fiecare psalm până la 150 începe cu aleluia și se termină cu aleluia. E o chemare a închinătorului de a glorifica numele lui Dumnezeu. Ce înseamnă aleluia? Aleluia, lăudat sau slăvit să fie Domnul. Halel sau halelu și Yah este aceea prescurtare a lui Yahve, lăudat sau glorificat să fie Yahve, numele evreiesc pentru Dumnezeu, lăudat și glorificat să fie Dumnezeu. Începe psalmul, începe închinarea chemând la lăuda pe Dumnezeu și se termină psalmul prin chemarea aceasta de a lăuda pe Yahve, de a lăuda numele lui Dumnezeu. Dacă înțelegem chemarea aceasta și dacă trăim conform chemării acesteia, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața noastră, indiferent de suișurile sau coborâșurile prin care îngăduie viața să trecem, trăim pentru slava lui Dumnezeu. E cel mai scurt psalm aleluia, psalmul 150, în 6 versete, apare de 13 ori în textul original, de 13 ori apare chemarea aceasta la a lăuda pe Dumnezeu. Aleluia, lăudat să fie Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu, lăudați-L pe Yahve. Și mesajul este universal, valabil pentru noi și pentru semenii noștri. Da, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și identificăm în versetul 1 participanții, cei care trebuie să participe în lucrarea aceasta frumoasă de a lăuda pe Dumnezeu. Da. Sunt două categorii. O categorie a celor care sunt prezenți în locașul lui cel Sfânt. Lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel Sfânt. Și asta este
ceea ce ar trebui să ne preocupe pe noi cel mai mult fiind prezenți în cuvântul lui Dumnezeu. Auzeam de dimineață că închinarea nu este o chestiune antropocentrică, ci este o preocupare teocentrică, pentru că în mijlocul închinării, în mijlocul laudelor, în mijlocul predicării, în mijlocul rugăciunilor, a cântărilor și a tot ceea ce se desfășoară într-o biserică, într-un templu, în casa lui Dumnezeu, într-un locaș dedicat lui Dumnezeu, trebuie să fie centrat în Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care contează, pe El îl avem mereu în privirile noastre, Dumnezeu este în atenția noastră, El este Cel care este glorificat sau nu prin prezența noastră aici. De aceea, de fiecare dată când pășim în vreun loc în care se numește casa lui Dumnezeu, căutăm să conștientizăm prezența lui Dumnezeu și pe El căutăm să-L lăudăm. Să ne ferească Domnul, să fim prezenți în casa lui Dumnezeu motivați greșit, în scopuri egocentrice, egolatre, în care lumea să privească spre mine sau spre oricare dintre noi și noi să fim aplaudați și să știrbim din ceea ce se cuvine a fi oferit lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, lăudați-L pe Domnul, lăudați-L pe Iahve, trăiți pentru Iahve, trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Se vorbește despre scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu și, ușor de zis, acel scop doxologic, da? Să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Ce frumos, ce responsabilitate de a viețui pentru slava lui Dumnezeu. Și în seara aceasta mă smeresc înaintea lui Dumnezeu conștientizând faptul că n-am trăit cum ar trebui să trăiesc. N-am vorbit cum ar trebui să vorbesc ca numele lui Dumnezeu să fie lăudat. N-am gândit cum ar trebui să gândesc ca slava lui Dumnezeu să se vadă. De aceea, în momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, cu siguranță ne smerim și ne copleșește sfințenia și slava lui Dumnezeu. Pentru că noi, oameni slabi, neputincioși, ne apropiem de un Dumnezeu sfânt. Care sunt cei care participă la această proslăvire a lui Dumnezeu? Oamenii, cei care sunt prezenți în casa lui Dumnezeu, în locașul lui cel sfânt, apare o a doua categorie. Dacă vă uitați în versetul 1, lăudați-L în întinderea cerului, lăudați-L în firmamentul cerului, dacă dorim, da, unde se arată puterea Lui. Adică lăudați-L pe pământ și lăudați-L în ceruri. Pe pământ, responsabilitatea nu este a îngerilor de a lăuda, ci responsabilitatea este a noastră. Pe pământ. În cer, e o invitație adresată îngerilor să laude pe Dumnezeu. Adică noi oamenii, împreună cu ființele angelice, facem cea mai frumoasă lucrare pe care o putem face, anume de a-L lăuda pe Iahve. Versetul 6. Versetul 6, psalmistul spune să laude tot ce are suflare. Oare de câte ori n-am suflat, n-am respirat, fără să-I aducem slavă lui Dumnezeu? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la moarte. Cum veți arăta, cum vom arăta când ne vom da ultima suflare? E interesant de mers la mormântări, cel puțin pentru a asculta comentariile. Uite-L, parcă zâmbește. Uite-L, parcă varsă o lacrimă. Uite, parcă îi pare rău, ia uite ce liniștit e. Și interesant, ar fi mult descris pe subiectul ăsta, a comentariilor la mormântări. Care ar fi ultimele cuvinte pe care le-a spune dându-vă ultima suflare? Vorbim acum de măști de oxigen, văzusem undeva astăzi un titlu că mai au oxigen pentru 5 ore.
Nu știu cât e propagandă, cât e... Câtă vreme poți trage aer. Și cei care ați mai bifat virusul ăsta, știți cât e de complicat uneori să respiri. Spune psalmistul, cei care sunt în casa lui Dumnezeu, cei care sunt în cerurile acestea lui Dumnezeu, tot ce are suflare să îl laude pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doamne, nu ne lăsa să vorbim de rău, nu ne lăsa să blasfemiem, Doamne, nu ne lăsa să vorbim în zadar, degeaba, fără folos, fără esență, fără valoare. Și mai degrabă, până la ultima suflare, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Da? Cine anume trebuie să-L laude? Oamenii, ființele angelice. Tot ce are suflare, concluzionează psalmistul. Ni se arată în acest psalm motivul sau pricina pentru care ar trebui să fie lăudat numele lui Dumnezeu. Lăudați-L pentru, dacă vă uitați în versetul 2, lăudați-L pe Iahve, lăudați-L pe Dumnezeu pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudăm pe Dumnezeu pentru faptele sale și lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El ca făptură, dacă pot folosi expresia aceasta, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru isprăvi, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrările sale, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în creație, în universul acesta și orice lucrare, când te uiți cu băgare de seamă, îți vorbește despre meseriaș, despre cel care a făcut. Da, nu știu, în momentul în care te uiți la o casă care este în construcție, noi avem un șantier aici aproape, și mă uit cu câtă precizie, cu câtă atenție, cu câtă migală se construiește. Întotdeauna lucrarea vorbește despre meseriaș. Ce datorie avem noi? Datorie de a ne opri din alergat, din zbucium și pentru câteva momente să căutăm să vedem isprăvile lui Dumnezeu. Faptele lui Dumnezeu și Dumnezeu este mare și El este Cel care a creat universul acesta și ne duce cu gândul la toate atributele lui Dumnezeu și la atotputernicia lui Dumnezeu în mod special. Dar în același timp privim la providența lui Dumnezeu, acel Dumnezeu în stare să poarte de grijă. Ne duce cu gândul la lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Merită să-L laud pe Dumnezeu, cu siguranță merită. Poate nu pricep foarte mult cum e treaba cu universul, constelațiile, cu mersul lucrurilor. Poate sunt și eu printre aia care cred că pământul e plat. Nu mă prea pricep, da? Dar îmi dau seama că este un meseriaș, un specialist în spate și îl laud pentru ceea ce a făcut, pentru ceea ce lucrează. Doamne, Te laud pentru providența Ta. Tu ești sursa, Tu ești stăpânul, Tu ești creatorul, dar în același timp Tu ești susținătorul tuturor lucrurilor și a întregului univers. Te laud pentru providența Ta. Și, Doamne, Te laud pentru mântuirea pe care ne-ai asigurat-o și ne-ai dat-o. Ce facem în seara aceasta? În seara aceasta riscăm să ne plictisim reciproc, nu? Eu mai mult, eu pe dumneavoastră. Dacă nu ne ațintim privirile către Dumnezeu. Doamne, mulțumesc că m-ai mântuit. Nu știu dacă ați observat că se mai schimbă versurile la cântări. Mare supărare, mare supărare. Ei, unele merită, unele trebuiau, pentru că limba română a evoluat sau a involuat, decideți dumneavoastră. Dar unele cântări aveau un mesaj atât de dur, pentru că te, da, și către un vierme, cum sunt... Nu mai sună frumos în worship-ul contemporan, care ești, mă, vierme? Dar în abordarea un pic a mai a bătrânilor, omul stând față în față cu Dumnezeu, conștientizat pe de o parte mărăția și grandoarea și toată slava lui Dumnezeu, pe de altă parte omul păcătos așa cum sunt eu, sunt nimic altceva decât un vierme în fața lui Dumnezeu. Și atunci îți dai seama de bunătatea și îndurarea și dragostea cea mare cu care ne-a iubit Dumnezeu și începi să lauzi pe Dumnezeu și numai amin și aleluia și glorifici numele lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El. Dar chiar dacă Dumnezeu n-ar fi făcut nimic,
Psalmistul zice, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Și aici cuprindem toate atributele Lui Dumnezeu. Să-L lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce face El și în același timp să-L lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Fie că face Dumnezeu cum vrem noi sau cum nu vrem noi. Fie că intervine Dumnezeu și răspunde rugăciunilor noastre sau poate că nu răspunde rugăciunilor noastre pentru că așa vrea El. El face tot ce vrea. Cât e de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunile și întotdeauna rugăciunile mele să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Dar dau slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu nu face după mintea mea. Și Dumnezeu nu face întotdeauna după cum aș vrea eu, pentru că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu are un plan mult mai bun decât planul meu. Și fie că răspunde aprobându-mi cererea, sau pur și simplu spune, mai așteaptă, Ionuț, mai rabdă. Eu sunt chemat să-L aud pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Și, Doamne, cât de greu este ca o minte finită să-L cuprindă pe un Dumnezeu infinit în toate atributele Lui. Doamne, cât de frumos este Dumnezeu. Toată slava merită. Toată slava este a Lui. El trebuie să fie glorificat. Cine participă la glorificarea aceasta a Lui Dumnezeu? Oamenii? Ființele angelice, tot ceea ce are suflare, pricina pentru faptele sale și pentru făptura sa, pentru ceea ce este El. Dar, de la versetul 3, ni se arată cum anume ar trebui să Îl lăudăm pe Dumnezeu. E un mesaj adresat poporului Israel. Cine anume trebuie să-L laude? Preoții, leviții, sau poporul? Răspunsul este da. Noi, așa, pe de-o parte vedem liderii implicați în lucrarea aceasta de glorificare a Lui Dumnezeu, leviții sunt implicați în lucrarea aceasta de glorificare a numelui Lui Dumnezeu, laicatul este implicat în glorificarea numelui Lui Dumnezeu. Ce anume fac liderii? Versetul 3. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. No, ați văzut preoți cântând la trâmbiță sau n-ați văzut? La trompetă, taragotiști. Despre ce fel de trâmbiță este vorba? Este singurul instrument care a ajuns de antichitate până la noi. Acel instrument în formă de corn de berbec. Da? Apare de vreo 72 de ori în Vechiul Testament. Da, este singurul instrument pe care nu trebuie să ne-l imaginăm pentru că a ajuns până în vremurile noastre, dar nu e un instrument foarte grozav, este un instrument care scoate două sau trei sunete și nu este neapărat folosit pentru a cânta, ci mai degrabă pentru a da semnale. Da, nu e foarte melodic să sune unul dintr-un corn de berbece, eu nu dau idei că audă ăștia mici ai mei și ești bucuros după aia. Mai potoriți-vă. Ei, prin sunetul ăsta deranjant, strident, liderii erau cei care veneau înaintea poporului și chemau la închinare, dădeau semnalul că este vremea să laude pe Domnul. Da, la noi este tradus prin trâmbiță. A gândit Cornilescu un echivalent, ca să ne putem imagina și noi. Aveau și ei un fel de fanfară în vremurile acelea. Versetul 5. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință. Domnul înaintează în sunetul trâmbeței. Liderii, preoții, erau cei care dădeau semnalul acesta care mergeau în fruntea poporului și chema poporul la a-L lăuda, la a-L glorifica pe Dumnezeu. Ce facem în seara aceasta? Este să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure și să dea binecuvântarea sa celora care sunt în fruntea poporului. Să ne ferească Domnul de lideri care ne cheamă la a glorifica pe altcineva și nu pe Dumnezeu. Ne place sau nu ne place preoții,
Liderii, cei care stau în fruntea poporului, trebuie să cheme poporul la a lăuda pe singurul care merită să fie lăudat, anume Iahve, anume Dumnezeu. Deranjează uneori sunetul ăsta, chemarea aceasta, stridentă, dar e după voia lui Dumnezeu. Nu-i despre oameni, nu-i despre lideri, este despre Dumnezeu. O primă categorie e acelora care dau semnalul, care cheamă poporul, care participă și ei, dar ei sunt cei care inițiază, care invită la a-L glorifica pe Dumnezeu. A doua categorie este categoria leviților. Leviții erau profesioniștii, specialiștii în worship, în închinare. Ei știau să cânte la instrumente. Ce instrumente avem? Liră, harfă și chimvale. Da, vă puteți imagina, între timp, citind psalmul, atmosfera preoții mergând cu acele coarne de berbec în frunte și dând acele sunete și chemând și oamenii venind la închinare și între timp profesioniștii, specialiștii, cei care se pricepeau la închinare, foloseau lira sau harfa, sunt doi termeni destul de apropiați. Da, vorbim despre o familie a harfelor, vă voi citi, un fel de sticlă de piele, literal, aveau forma unei sticle decupată în partea de jos, acolo unde era cutia de rezonanță, ca o sticlă mai lungă, așa, mai mare decât harfa despre care vorbește psalmistul. Harfa ar fi mai degrabă echivalentul lirei și primul instrument care apare ar fi mai degrabă harfa, dar nu contează, important este că le deosebeau leviții, știau care instrument și cum trebuie să sune. Da, este acea liră sau acea harfă a lui David despre care auzim vorbindu-se în Vechiul Testament, acea cutie de rezonanță avea două brațe în formă de coarne și corzile erau făcute din intestine de oaie, da, nu prea mâncau ei cărnați pe vremea aia, dar se îndeleniceau cu harfele, cu instrumentele de cântat, aveau pe de o parte un fel de harfă mai lungă, o harfă, cum ați văzut, ca niște coarne de berbec, cum este numită lira în psaltire, nu știu dacă vă amintiți, în psalmul 81, în versetul 2, cântați cu o cântare, sunați din tobă, traduce Cornelescul, și harpa cea plăcută și din aleută. Acea harpă plăcută, avem instrumente cu coarde și cu siguranță avem și chimvale. Apare în final, în versetul 5, lăudați-l cu chimvale sunătoare. Lăudați-l cu chimvale zângănitoare. E vreo diferență între... Poate că da, poate că nu. Dar leviții cântau la un fel de liră, la harfă și la talgere. Am zis, poate că nu ne permitem o fanfară, dar un băiat la talgere tot e bun. Din când în când. La ce ajutau talgerile? În vremea noastră, probabil pentru a mai sperea pe câte unul, dar leviții foloseau talgerile astea în templu, sunt singurele instrumente de percuție folosite în templu, erau folosite în scop liturgic, nu erau folosite în scop muzical, erau folosite între strofe și la începutul strofelor. Așadar, avem trei instrumente folosite de leviți, lira, harfa și talgerele alea pe care probabil le-am văzut noi la fanfare. Și înțelegem cât zgomot era și cât gălăgie produceau ele, dar erau folosite probabil și în scop de a atenționa și de a semnaliza anumite lucruri în timpul închinării. Și în versetul 4 găsim categoria laicat, da? Acelor laici, sau dacă dorim, acelor care nu erau implicați, nu făceau parte nici dintre preoți și nici dintre leviți,
Și bineînțeles nu trebuiau lăsați în adunările astea să moțuie, să zică bine că preoții și cu leviții fac slujba asta, treaba lor, noi nu suntem foarte interesați. E bine, mesajul este și pentru oamenii de rând care făceau parte din poporul Israel. Ei la rândul lor trebuiau să fie direct implicați în lucrarea aceasta de glorificare a lui Dumnezeu după mintea, cultura și vremurile în care îl slujeau pe Dumnezeu. Lăudați-L, versetul 4, lăudați-L cu timpane, cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumentele cu coarde și cu cavalul. Nu știu, știe cineva să cânte la caval? Cavalul trece, da, timpane, lăudați-L cu timpanele, tamburine, iarăși sunet puternic, percuție, lăudați-L cu jocuri, ce fel de jocuri, probabil un fel de dansuri corale, un fel de hore, și probabil se spune și noi de ce nu facem așa. Pentru că nu facem așa, da. Lăudăm cu timpane, cu tamburine, cu acele hore, acele dansuri, chiar termenul folosit este hora, probabil de aici avem și noi împrumutat termenul. Lăudați-L cu timpane, cu jocuri, instrumentele, cu coarde, în totalitatea lor. Pare să că instrumentele cu coarde erau favoritele evreilor, probabil și la noi. Da? Lăudați-L. În frunte sunt cine? Preoții care dau semnal cu trâmbițele, cu acele coarne de berbec, urmați de leviți care slujesc cu lira, harfa și chimvalele și împreună urmați de popor, de poporul lui Dumnezeu și cu siguranță ați văzut acea manifestare, acea bucurie, acea efervescență specifică evreilor care se manifestă în închinarea aceasta căutând după înțelepciunea dată lor să-L glorifice pe Dumnezeu cu timpane, tamburinele alea pe care le mai folosim și noi uneori, cu instrumente de coarde și cu instrumente de suflat, caval, traduce, fluier, cum... Încheiem, ca și dumneavoastră să lăudați pe Domnul, cel puțin pentru un motiv, dar în același timp aș vrea să înțelegem că fiecare dintre noi, indiferent că facem parte din poporul Israel, să facem parte din Biserica lui Dumnezeu. Avem această chemare, această responsabilitate sfântă înaintea lui Dumnezeu de a lăuda pe Domnul, de a ne închina și de a fi părtași și de a participa la închinarea lui Dumnezeu. Închinarea nu este nici responsabilitatea, nici datoria personalului calificat. Nu poți să spui că unii sunt competenți în a se închina lui Dumnezeu și unii sunt mai puțin competenți în a se închina lui Dumnezeu. E drept că nu toți fac parte din categoria preoților și nu toți făceau parte din categoria leviților, dar toți erau chemați să îl laude pe Dumnezeu. Ce facem? Ne întrebăm cât anume din viața noastră am trăit pentru slava lui Dumnezeu. Cât anume din ceea ce suntem noi trăiește pentru slava lui Dumnezeu? Cât anume din timpul pe care îl petrecem în casa lui Dumnezeu este spre slava lui Dumnezeu? Cât anume din slujbele noastre îl au în centrul atenției pe Dumnezeu și nu pe om? Să vă binecuvânteze Dumnezeu casele, să vă binecuvânteze Dumnezeu pe cei dragi ai dumneavoastră, să vă însoțească, să vă ocrotească Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Fie că vă răspunde sau nu vă răspunde Dumnezeu rugăciunilor, să-L lăudăm împreună pe Dumnezeu. Este ultimul aleluia din Psaltire, psalmul 150. Ultima suflare, când a fi, să fie lăudat, să fie Domnul. Amin.